Potrivit primarului din Bolintin Vale, socialdemocratul Nicolae Sugurel, în afară de întreținerea bisericii din centrul orașului, autoritățile locale au reușit în aproape un deceniu, cei drept, să le ofere noriașilor un nou locaș de cult. Suntem deja la faza de execuție a picturilor interioare. E o bisericuță foarte, foarte frumoasă. S-a reușit ca în timpul ăsta, 9 ani, să se facă o biserică foarte frumoasă, foarte arătoasă, mare pentru un cartier, nu, o catedrală. E ceva ce se pretează la mediul între urban și rural. De asemenea, Nicolae Sugurel a spus că primăria pe care o conduce a sprijinit și ctitorirea mănăstirii de lângă pădurea Maluspar. De altfel, în fiecare lună fiind prevăzute sume pentru acest domeniu atât de important în viața unei comunități.